Numărul urșilor din județul Neamț este cel puțin dublu față de efectivul optim. În prezent, 443 de exemplare. Directorul Agenției de Protecție a Mediului Neamț, Iulian Jugan, a declarat într-o conferință de presă că numărul urșilor este în continuă creștere de la an la an. În urma evaluării realizată în lunile martie și mai, au fost inventariate 443 de exemplare de urși. Cifra este relativă pentru că există fenomenul de migrație. Dar numărul acestora este oricum peste efectivul optim de 175 de urși. Anul trecut au fost semnalate trei atacuri ale ursului față de om, însă, din fericire, toate victimele au scăpat cu viață. Au fost aprobate de către Ministrul Mediului două autorizații de extragere, împușcare și una de relocare, dar în niciunul dintre cazuri animalele nu au mai fost găsite. Tot anul trecut au fost înregistrate mai multe cazuri de atacuri, asupra animalelor din gospodăriile situate în special la poalele masivului Ceahlău. Pe lângă exemplarele de urs, în cele 42 de fonduri cinegetice din județul Neamț mai sunt înregistrate din categoria carnivorelor mari 284 de exemplare de lup, 195 de râși și 293 pisici sălbatice.